De la sfârșitul lunii viitoare, tirurile încărcate cu marfă nu vor mai fi verificate manual, ci acestea vor fi scanate cu sisteme cu raze X. Primele două sisteme cu raze X pentru inspectarea mărfurilor din cele 26 pe care România le-a achiziționat în decembrie anul trecut au ajuns în țară și vor fi montate la punctele de trecere din mai multe județe. Practic, întreg procesul nu presupune doar amplasarea scanerelor în punctele stabilite, ci înseamnă și realizarea lucrărilor de construcții pentru asigurarea respectării normelor de protecție radiologică în exploatarea echipamentelor. Astfel, în vămi vor fi construite locuri speciale pentru noile aparate. Scopul utilizării acestei metode de scanare este aceea de a contribui la combaterea fraudelor vamale, inclusiv a subdeclarării valorii mărfurilor, fenomen care a crescut considerabil în ultima perioadă la vamă.